Bună seara, dragi prieteni! În această seară doresc să vă iau sub lupă, o firmă ce este o firmă germană care exact nu știm ce lucră, dar ne gândim că după nume se lucrează în curierat și am fost anunțat că această firmă recrutează direct în România, pe platformele din România, cât și pe o platformă renumită de anunțuri în România, își caută muncitorii. Așa cum am spus, este vorba despre o platformă, hai să-i dau și numele, se numește lajurmate.ro. Am intrat și eu acolo și am observat că există într-adevăr acel anunț de care mi s-a spus mie și de aceea, pentru că am văzut că ceva nu este în regulă acolo, am spus hai să vedem ce informații primim despre această firmă și persoana care m-a anunțat mi-a dat și accountul lui, să pot să intru acum în, la el pe YouTube, în accountul lui de Yahoo și să vedem ce mesaje a primit el acolo. O zis că pe el nu-l deranjează că pe canalul lui, pe e-mailul lui de YouTube și așa nu are nimica și o căutat de muncă și între timp o și văzut că eu postez pe canale de informare și de aceea o spus vă dau accountul meu de e-mail și așa nu am lucruri importante, puteți să filmați despre, de pe el. Dar înainte de asta vreau ca să vă spun despre ce firmă este. Este firma Hallo Pakete GmbH din Germania. Hallo Pakete GmbH din Germania. Vreau ca să vă arăt aici cum arată acest anunț pe platforma lajumate.ro. Zo. Aici, după cum vedeți, sunt pe pagina la Hallo pe pagina la jumate.ro există șoferi, livrări, colete, Germania. 2600 de euro, după cum se vede foarte clar, bine spus. Bună ziua, suntem o firmă din Anglia și ne-am extins și în Germania. Interesant. Firma Hallo Pakete GmbH, deci SRL-ul românesc spus așa, dar GmbH-ul în Germania, face angajări. Căutăm pentru locația Rendsburg și Hamburg șoferi, livrări, colete. Cunoștințele și abilitățile dumneavoastră, pregătire operațională, fiabilitate, comportament prietenos, bineînțeles, permis de conducere categoria B. Iată ce vă așteaptă. Mediu de lucru prietenos, echipă multilingvistică, cum se spune, avem persoane vorbitoare de limba română, germană, bulgară. Locul de muncă excelente, beneficiați de mașini noi și bine întreținute. Condiții echitabile și un nou concept inovator. Renumerația bazată pe performanță, wow, plata la timp. Deci, aici, dragi prieteni, pe performanță. Deci, vă dați seama, ei vorbesc de performanță și acest lucru este în Germania interzis. Plata pe performanță nu există. În Germania există plata pe oră. Chiar și dacă în unele contracte de muncă se menționează ai salariu fix 1500 de euro. Bun, în contractul acela trebuie menționat și câte ore se muncește pe lună, dacă nu direct în contract, după fluturaș. Și atunci salariul acela de 1500 împărțit la orele muncite sau orele cât îs în contract, trebuie să iasă un minimum 9,35 € pe oră. Altă variantă de plata salariului nu există. Ori salariul pe oră, care e întotdeauna, ori dacă îl transferă și îi dă un salar fix la sfârșitul lunii, atunci teoretic trebuie menționat și câte ore se muncește pe aceste 1500 de euro. Hai să trecem mai departe de la renumerația bazată pe performanță. Așa ceva nu există. Programul de muncă este de luni până sâmbătă, cu o zi liberă în acest interval. Deci,
cu o zi liberă, în acest interval, mă gândesc că înseamnă că ai două zile pe săptămână libere. Ture de 8 ore pe zi. Bun, pachetele sunt deja presortate după adrese, au o greutate redusă și sunt adăpostite în saci. Încărcarea va avea loc, bla bla bla, teoria asta, ok, nu ne trebuie. Oferim un loc de muncă sigur și variat, într-o companie în creștere rapidă, cu oportunități de avansare. Interesat? Atunci aplică azi. Denisa, numerele de telefon, așa, frumos. Și dragi prieteni, după cum vedeți, acesta este anunțul ce este postat pe pagina lajumate.ro. Persoana care a dorit să informeze, Marius, parcă, trebuie să mă uit imediat, Marius a depus și el o cerere, cum funcționează, ce are de făcut, cum îi, pentru că, ok, vede, e o firmă germană, o firmă frumoasă, sună bine, un GmbH, un SRL, și acest Marius a spus, hai să-i scriem. Și hai să trecem, dragi prieteni, și să vedem ce a ieșit aici la Marius în e-mail. Ia să vedem. Aici, după cum vedeți, este primul e-mail scris 9 februarie, a scris seara. Bună ziua, aveți locuri libere la curierat în Germania? Mai aveți? O seară faină, Marius Valtinez. Ok. Așa, pe data de 10, a doua zi, a scris bună ziua, da, încă avem locuri disponibile. Așa, a dat tot Denisa, care a dat anunțul, a și menționat că mai sunt locuri libere, pe data de 12, deci pe 9 a scris el prima oară, pe 10 a primit răspuns, pe data de 12 a scris Marius de loc. Când aș putea să încep? Trebuie să vin eu în Germania sau ne aducem firma? Cum este procedura în general? O zi bună, Marius. Asta au pus din nou Marius întrebarea. Firma răspunde tot în data de 12, două ore mai târziu. Bună ziua, din păcate nu asigurăm transportul și da, va trebui să veniți dumneavoastră în Germania, deoarece acolo se fac toate contractul de muncă, trainingul cu cei de la Amazon, absolut totul. Cel mai indicat pentru dumneavoastră și pentru noi este să ajungeți pe weekend, deoarece lunea și marțea avem trainingul cu cei de la Amazon. Și așa nu stați degeaba pe cameră, mai ales că este chiria contra cost. Ok? Deci, persoana, ia stai să mut înapoi. Deci persoana care dorește să muncească trebuie să meargă, după cum scrie aici, pe banii lui în Germania să plece, un anunț citit în România, pe o platformă românească, în limba română, trebuie să meargă singur, persoana care a citit acest anunț, trebuie să meargă singur în Germania, să-și plătească drumul, să nu aibă informație despre salar, să nu aibă informație exact pe câte ore muncește, ce face, cum face. Este vorba numai că se muncește aici pentru Amazon. Dar tot calculul ăsta, atâta timp cât el nu are nimic la mână, el trebuie să plece din România și să meargă la Hamburg câți 2000 și ceva de kilometri. Inacceptabil, dragi prieteni. Hai să vedem mai departe despre ce este vorba. După răspunsul ăsta că trebuie să vină pentru că marți, luni și marți se fac traininguri. Marius atunci au scris, nu vă supărați, să ajung la weekend nu ar fi nicio problemă, dar dacă dumneavoastră căutați muncitori în România, mă așteptam să primesc din România contractul de muncă și nu după ce îmi cheltui banii pe drum. Mă aștept să știu ce salariu am și câte ore trebuie să muncesc înainte de a pleca de acasă. Deci să înțeleg că tot riscul trebuie să îl iau pe propria răspundere. O seară bună, Marius. Și tot în aceeași zi, după 6 minute, scrie Denisa iară de la firma Halo Pachete.
nu aveți cum să primiți un contract în România atâta timp cât nu suntem firmă intermediară. Totul se face direct în Germania. Nu vă forțează nimeni să plecați dacă nu doriți să o faceți. Ați cerut informații și eu v-am oferit. Dacă dumneavoastră doriți o conversație prin e-mail, eu nu am nicio problemă. Dar cum ai luat adresa de e-mail din anunț, așa puteți să veniți să vedeți că sunt și două numere de telefon unde să sunați pentru mai multe informații. Asta au scris Denisa. Deci o deranjat-o că Marius a cerut informații de la această firmă de curierat și o crezut că el poate să primească și în România un contract. Deci este supărată că de ce nu a scris, de ce nu a sunat pe telefon? Trebuia să scrie el. Da. Și atunci Marius a doua zi a scris următorul text iar. Bineînțeles că am văzut că există și număr de telefon, doar că telefoanele să le înregistrez sunt strict interzise și pedeapsa după legea germană este o pedeapsă penală. Asta a fost chiar cum am vorbit înainte cu el. De aceea am hotărât să scriu, pentru că așa am alb-negru garanția că nu uit nimic și este totul, înțeleg totul. În legătură cu contractul, legea europeană a muncii spune clar că firma ce caută muncitori în altă țară și nu în țara unde se află, este obligată să ofere muncitorului un contract de muncă înainte de a părăsi țara lui natală. Deci, nu se specifică nimic de deplasare sau de alte variante. Halo Pachete GmbH a căutat muncitori în România pe platforme românești. Contractul de muncă în România. Sper că nu vă supărați că voi arăta conversația noastră Organizația Drepturilor Omului din Germania, AEBS și domnului Erich Mocanu. Acest lucru l-a și transmis Marius că va ajunge la mine. Și doamna apoi a răspuns: bună ziua, nu am nicio problemă că doriți să arătați acest e-mail. În primul rând, eu nu am cum să vă furnizez niște informații la care eu nu am acces. Eu sunt angajată doar pe partea de recrutare. Nu mă ocup de contract, de absolut nimic. Dacă dumneavoastră aveți impresia că este ceva în neregulă și urmăriți niște dovezi dintr-o simplă conversație, cine sunt eu să mă pun în calea dumneavoastră? O zi bună. Da. Ați văzut, dragi prieteni, conversația care este făcută între Marius și între Denisa de la Halo Pachete. Este comică, după aia spune că ea e doar o angajată și ea se ocupă numai de recruiting. Păi, orice persoană ce lucrează în domeniul recruitingului ar fi obligată să cunoască legile. Eu așa consider că orice persoană ar trebui să cunoască legile, pentru că nu poate să facă ce dorește ea aici pe în munca aia. Ea nu poate să zică: eu pun numai anunțuri, aduc muncitori, dau lui șef. Nu. Cine se ocupă de recruiting trebuie să cunoască legea muncii, trebuie să cunoască legea pauzelor, legea europeană de recrutare din străinătate. Sunt mult mai multe legi pe care are nevoie și trebuie să le cunoască. Deci îmi pare rău, Denisa, cred că ai dat-o greș și mă bucur și mulțumesc pe calea asta lui Marius că m-a informat și ia cât pot să fac acest filmuleț. Mai departe vreau ca să vă arăt scurt că am intrat și pe pagina lor, că am spus: măi, Halo Pachete GmbH trebuie să aibă și o pagină de internet. Și într-adevăr există o pagină de internet la care vreau ca să vă arăt acum, două secunde, să mut aici port pagină. Așa. Aici este anunțul și am văzut că și aici, pe lângă două numere de telefoane, unul cu număr românesc, unul cu număr german, mai există și Halo Pachete de
și la Halo pachete de, ia câte ce mă apare mie aici. O pagină inexistentă. O pagină inexistentă. Două secunde. Trebuie să vedem. Deci așa îmi arată mie. O pagină care, din păcate, nu există. Hai să vedem. Pot așa să vedem. Deci pagina asta, teoretic, cine dorește poate să o și cumpere. Așa arată. Ia stai să vedem două secunde. Să mă uit eu aici dacă aș putea. Două secunde. Să o arăt mai bine, că văd că nu se vede clar. Așa. Să vedem dacă pot să văd. Unde mi este cromul? Asta este. Exact. Aici. Fertic. Așa. Așa. Deci după cum se vede aici, Halo pachete, pagina asta este la GoDaddy, poți să mergi și să-ți cumperi pagina. Teoretic spus, cine știe ce preț este. Ia, hai să vedem. Get started. Ok. Ia uite, pentru 69 de euro poți să o cumperi. Sau poți să faci alte pachete, alte oferte în domeniu. Deci, fiecare ia ce vrea. Fiecare ia din ce dorește din acest, din acest filmuleț. Da, este că consider că este o manipulare grosolană și în special de o firmă germană. Pentru că, în primul rând, cum am spus, face postare pe românește, face postare pe o platformă românească și caută în România muncitori. Deci, așa ceva este, să spun, 100% trebuia să respecte măcar minimul, dacă nu vrea să traducă, cum se spune, contractul de muncă în limba română, măcar trebuia ca să-l ofere în limba germană, dar trebuia pe e-mail să fie oferit în limba germană. Obligatoriu. Deci este inacceptabil așa ceva. În faza a doua este, avem proteția datelor și legea europeană și legea germană, cum trebuie să funcționeze o pagină de internet. Aici ei se dau ca o pagină de internet, halo.de, care pagina este închisă. Și nici nu te anunță că este închisă, intri pe o pagină care nu știu unde să duce datele tale de IP și fără să te anunțe. Este o altă încălcare. Bun, deci, eu acum mi-am făcut datoria ca să anunț despre această firmă, Halo Pachete, luată sub lupă în această seară, dragi prieteni. Cum am spus, fiecare face ce vrea, înțelege ce vrea. Sper că unul sau altul care vede aceste postări pe Facebook, pe ce pagini mai există în România, pe cum îi spunea, la jumate.ro, pe Publitim parcă, pe ce mai îs, nu vă suiți în mașină și plecați în Germania la muncă până nu aveți ceva la mână. Ajungeți în Germania, ajungeți în Italia, ajungeți în Spania, unde ajungeți, și nu aveți nimic. Deci, dragi prieteni, asta e. Dacă ai și tu o firmă, dacă ai și tu o postare, un anunț, ceva, scrieți-mi jos la comentarii sau în descrierea filmulețului găsiți datele de contact, scrieți-mi, intrăm și căutăm și luăm și firma aceea sub lupă și o prezentăm aici pe canalul ăsta de YouTube. Dacă vă place filmul și filmulețele ce le facem, abonați canalul ca să fiți primii informați când apare o nouă emisiune, un nou filmuleț. Mâine, e clar, mâine e marți, mâine apare #180 Eric Mocanu. Dacă aveți întrebări, trimiteți-mi-le cu mențiunea #180 Eric Mocanu ca să le pun mână în căciulița și în timp de 3 minute să pot să le trag. Eu, dragi prieteni, în această seară vreau să închei acest filmuleț cu tema asta, firma germană luată sub lupă. Voi intra miercuri seara în live aici, unde o să vă răspund și la întrebări.
îmi pare rău, trebuie să ies, cu toate că văd că suntem peste 100 de inimioare aici, dar vreau ca să țin ca acest filmuleț să fie numai emisiunea asta. Și după aia fiecare filmuleț să aibă emisiunea și punctul lor. Eu vă mulțumesc, vă doresc toate cele bune și ne vedem mâine tot aici, pe canalul Erich Mocanu. O seară faină! Ciao!